Tak, salut, 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 fraților, salutare, salutare, națiune, noi plătim toate distracțiile la hoți, marșul de azi e plătit tot de noi, da. Încearcă să spune că nu e așa. Salut, prieteni, salut, băieți și fete mari, salut, dușmani, dacă sunt în live cu mine. Băieți, fete mari, totul este foarte simplu. Eu am numit live-ul de azi, salut, Sergiu. Noi plătim distracțiile la hoți și marșul de azi a flăcăilor tot este plătit de noi. Așa am numit live-ul de azi. Băieți, noi, alegătorii, suntem vinovați de tot ce se întâmplă în Moldova. Deoarece eu v-am promis că eu n-am să fac agitație electorală, eu am să fac ciclul ăsta de live-uri până pe data de 11, ca pe urmă, după data de 12, să vă aduc aminte de filmulețele astea. Eu n-am să mă retrag din activitate, să fie clar. Deci, mai mult ca sigur că după 11 eu am să continuu, deci am să fac același la sfat cu diaspora, dar până pe 11 eu am să fac live-uri în care n-am să critic absolut niciun partid, n-am să fac reclamă nici la un partid, voi trebuie să puceți mozgul și să faceți alegerile. Înțelegeți? Fiindcă altfel n-are sens. Deci asta este scopul și eu vă promit că fiecare zi eu am să ies la ora 9 sau 10 seara, mai repede, cred că o să fie 10 seara și mâine și poimâine până vine și inclusiv vine. Și am să vă spun absolut tot ce gândesc despre viața noastră și de ce noi trăim așa și de ce se întâmplă toate lucrurile astea. Eu, ca întotdeauna, am aici un plan despre care astăzi o să vorbesc. Nu o să fie niciun fel de maturi, nu o să fie niciun fel de strigăte, nu o să fie niciun fel de urlete, fiindcă n-are sens. Deci, energia trebuie păstrată. Faceți reposturi, puneți câte un like ca să apară cât mai multe lume. Eu vă promit că o să fie foarte interesant tot ce o să vorbesc eu. Să fie clar. Și să trecem la rețele noastre. Eu am să încerc să vă explic ce s-a întâmplat astăzi, de exemplu, da? Deci nu mai vreau să mă întorc iarăși politicienii importanți au avut iarăși timp de emisiuni, de ore întregi și iarăși partidele micuțe care n-au valoare, deci au avut iarăși 7 minute. Deci asta deja de tăiuș și am zis că mai mult nu particip la debate, fiindcă nu mă interesează. Asta e un fel de circ ieftin care un fel de foaie verde lobul, un fel de abmanc, așa, și să spui așa în cârlic ca la pește acolo, ca de maligă și tu spui botul, înțelegi, și să fii fericit și așa mai departe. Și eu am să încerc, sigur, cu marșul nostru, cu marșul din Chișinău, care a fost nu altceva decât un marș comercial. Băieți, tot ce ați văzut voi, asta costă bani, bani enorm. Ca voi să știți, să scoți 10.000 de oameni în stradă, să le pui la tăți câte o chepcă în cap, să le pui la tăți câte o maică la fel, să le dai la tăți câte un drapel în mână, asta costă foarte mulți bani. Eu nu mai vorbesc de momente organizatorice, adică informative și așa mai departe. După calculele mele, toată afacerea asta care a făcut Totodon costă în jur de 10 milioane de lei. Deci eu am făcut în mediu, deci măcar că Zina Carabin a spus că a fost 30.000 de oameni în stradă, dar nu a fost de 30.000, cred că a fost în jur de poate 10.000 până în 10.000. Eu am făcut un calcul matematic, fiindcă știu cam ce înseamnă distracție de genul ăsta, fiindcă voi nu uitați că eu totuși sunt în perioada electorală și eu știu cât costă fel de fel de distracție, fiindcă noi am încercat să facem și fiind foarte costisitoare, noi am luat decizia să nu ne folosim de asta. Fiindcă toată compania electorală care a fost făcută în perioada asta, la noi cred că este, a fost cea mai ieftină companie electorală, deci acolo a fost practic fiecare cu timpul lui, cu internetul lui, cu posibilitățile lui. Deci practic așa bani nu s-au aruncat, fiindcă în primul rând nu a fost interes.
Fiindcă când arunci bani nebuni în companie electorală, tu ai un scop, să ajungi și să-i scoți. Adică tot e tare simplu ca în afacere. E investit ca pe urmă să-i scoți din scheme, din tot felul de prostii. De atât nu a fost altă situație, de ce nici nu vreau să discut. Dar pur și simplu știu cât costă. De ce închipuiți-vă că azi a fost o afacere electorală făcută de Dodon și Voronin, care costă 10 milioane de lei, care nu se apară nicăieri la cheltuieli. Fiind în perioada electorală, în perioada asta când trebuie fiecare săptămână să dai cheltuielile, deci nimeni nu o să facă. Adică o să iasă că asta tot a ieșit oamenii din banii lor, da? Deci toți știu asta. Cecul știe că asta e făcut pe bani. Procuratura știe că asta este făcut cu bani. Dar mie una mi-e interesant. Dar unde sunt așa numiți deputați care iese, care au fost la putere ultimii 2 ani, adică a noștri? De ce ei nu ies să vorbească? De ce ei deja nu au scris cereri la CEC? De ce nu au fost scrie plângeri la procuratură? Că asta este o încălcare. De ce? Mie asta e interesant. Adică, hai, eu înțeleg că voi atunci când s-a votat bugetul, fiind tari de rânză, bățoși, deștia, băievici, înțelegeți? Ați stat așa ca găinicele aburate, n-ați putut să faceți nimic, înțelegeți? Fiindcă azi cel puțin am văzut că acolo s-a aruncat Valicon Tălpaua și ei de socialiști și au luat grebla. Și am văzut pe Maria Olari, înțelegi, care urlat la dânsă, și altceva n-am văzut nimic. Am văzut că azi, pe Chertoac l-am văzut cu cactele Molotov în mână, vrut să arunce la chișoanele lui Voron. Nu, eu pe Chertoac îl înțeleg, fiindcă el știe și cărmușcă e acolo și știe unde vrea să întoarcă. Eu îl înțeleg. Dar băi, unde-s restul? Uniți restul. Deci eu nu vorbesc să iasă, să arunce sub tren, dar deja trebuiau să fie reacții. Asta costă bani. În perioada electorală, asta costă bani. Eu sper că mâine, la prima oră dimineață, acești juriști care încă sunt deputați, ca voi să știți, încă sunt deputați activi, ai noștri, o să facă niște demersuri la CEC, la procuratură, sau cel puțin o să iasă în față, o să facă live și o să spună că ei știu cine o să răspundă după alegeri. Măcar asta. Fiindcă la noi, băieți, nu știu cum se întâmplă, că noi tot alegem, tot dintre aceia care au mai fost la putere, și nu mă auzăm jalube, deși nu pot să facă. Exemplu cu primărie. Dezmățul din primărie. Chiarăși, avem procurator în oraș? Avem cel mai interesant consilier de la diferite partide, inclusiv de-a noștri. Pățani de-a noștri care vor iar să meargă la putere acum. Avem deputați de-a noștri. Unde-i dvijenie, băieți? Unde-i dvijuha? Voi doar singur ați spus că trebuie să fiți, apreciat după ceea ce ați făcut. Frate, voi n-ați făcut nimic. Nici a lor și nici a noștri. 2 ani de zile, numai povești. Și cel mai interesant, că voi nu o să faceți nici în continuare nimic, fiindcă voi nu sunteți activi acum. Vouă vă pare că dacă îmblați cu gazete prin sat și vorbiți cu băbuțele și așa mai departe și faceți promisiuni, it's ok, nicio problemă. Dar eu nu văd mișcare, eu nu văd adevărații oameni care vor să schimbi ceva. Și vă spun, băieți, cu păreri de rău, vă repet ceea ce v-am spus și ieri. Și eu am să vă explic de ce așa o să fie. Ce se va întâmpla după alegeri? Nimic. Absolut. Zero. Total. De ce? Simplu. Cine se văd la putere, băieți? Cine vor fi în viitorul parlament? Cine? 80% deja care au fost la putere între 30 de ani de zile. De ce? Voi vă gândiți că oamenii care au fost 30 de ani de zile la putere, vdrug, s-a trezit, nu știu să facă nimic, nu i-a dus capul la nimic. Și vdrug, s-a trezit și iau de gând să schimbe țara. Și eu mă adresez acum mai mult la băieții din diaspora, care mozgul e fricit, care nu e hrănit cu grecii de asta de la șor și așa mai departe. Cum voi vă gândiți că o să schimbi țara aceia care a fost la putere 30 de ani de zile? Asta voi de unde ați luat? Băi băieți, de ce voi nu înțelegeți că pentru ca să schimbi țara trebuie oameni noi, cu deprinderi noi. Orice om este rezultatul deprinderilor care le-a format o viață.
orice om, orice copil se comportă în viață așa cum a văzut comportament în familie. De orice om care a primit educație la Lucinski, o se comportă așa ca Lucinski. Orice om care a primit educație la Voronin, o se comportă așa ca Voronin. Orice om care a primit educație la Filat, o se comportă ca Filat. Să vă fie clar. Și eu vă spun asta cu așa o plăcere, că voi nu vă dați seama. De ce? Fiindcă eu după alegeri, pur și simplu am să ies și am să vă zic. Eu v-am spus, la toți ăștia care amuni pun mie like-uri de astea, bățoase, îmi scriu comentarii. Băiți, eu n-am să mă retrag. Eu după alegeri, pirana asta care la voie să vă deschidă, eu în fiecare săptămână să vă pun sare, aducându-vă aminte că eu v-am spus ce o să se întâmple. Dar voi n-ați auzit. Voi n-ați auzit fiindcă v-ați dat manipulați. Dar eu am spus sare în fiecare sâmbătă, la Sfat cu Diaspora. Și au să iasă sute de oameni, o să fie în live mii de oameni. Vă garantez. Deși fiindcă mie deja nu să mă blocheze nimeni după 11. De ce? Fiindcă eu să-și vadă interesele făcute. Deja Igor poate să hămâi cât vrea următorii acolo 2 ani sau 4 ani de zile. Cu oricum nu poți să le faci nimic. Schemele o să fie luate. Cu mătrii tăți o să fie predilah. Procuratura deja o să lucreze pentru alții. Dar noi cu voi, în continuare, numai cu voi deja nu sunt mai scriți acolo. Americanul nu știu ce, dar o să-mi scriți Igor. Cât de tare tu ai avut dreptate când îi spune nouă, dar noi am pus botul, ne-am dat la hipnoz și am pus botul că să alegem din doi răi cineva mai bun. Și eu vă spun, băieți, o să rămână pe abocină din câte văd eu. Și Gligor, cu păreri de rău, măcar care băieți bun acolo. Da, ei nu sunt așa de bine pregătiți să vorbească cum vorbesc toți artiștii ăștia pe la televiziune alu Dodon, alu Diacov și așa mai departe. Că au experiență, că tot anul pe la toate televizoarele ne-au povestit nouă, fel de fel de bancuri. Și noi am pus botul. Sigur că e greu să iasă, de exemplu, cineva din echipa noastră sau din echipa lui Gligor, care băieți noi, care n-au experiență, iasă la televiziune, în emisiuni și așa mai departe. Sigur că e greu, fiindcă ei nu știu. Ei sunt naivi, ei sinceri, așa să nu arată bine. Dar ăștia care sunt pregătiți, ies la televiziune, vă povestesc bancuri, vă pun la pșa pe urechi. Ieri mă uitam azi la Monica Bambuc, cât de tare povestie ei despre iarăși. Iau tema asta cu cumpărat salvări de astea, microbuse de astea pentru, cum se numesc el, salvare sau cum. Băi, parcă le-o cumpărat din banii lui Măsa. Parcă le-o cumpărat din banii Măsa. Da, Sergiu, tu ai să fii primul după alegeri care ai să spui că eu am avut dreptate. Tu ai să fii primul după alegeri care ai să spui că eu am avut dreptate. Cel mai interesant, tu ai să fii primul care ai să răspuns pentru cei că te-ai pătpișit de alții și o să fii rușin în fața la oameni. Ține minte cuvintele mele, Sergiu. Fiindcă de ăștia de-al de tine au fost mulți care au tras. Dar pe urmă oamenii l-au întrebat. Și cum, Sergiu? Tu își faci reclamă ca să schimbi. Unde procurorii dați afară? Unde? Deși e Filat nu la pușcărie? Deși e Platon nu la pușcărie? Și tu ai să spui, ei, dar eu n-am știut. Așa că scrie acolo despre bifteț, despre bile. Dar tu ai să fii primul. Și eu o să fiu primul care să întreb. Ok? Așa că, băieți, vă spun încă o dată, ca să schimbi ceva în viața asta, trebuie alți oameni. Fiindcă fără oameni curajoși și fără oameni curați, nu poți schimbi nimic. Ei toți sunt legați între dânși. O început împreună să lucreze pe la Voronin, pe la Lucinski, pe la Filat. Băi, niciodată n-au să dăie unul în alt, fraților, fiindcă ei știu tot despre fiecare. Și scopul lor este, deși niciodată când se schimbă guvernarea, deși au venit, de exemplu, Filat la putere și nu l-au închis pe Voronin. Dar tare simplu, băieți. Asta e nepisana, e pravilă. Când vin noi, ei nu fac nimic cu vechi, fiindcă știu că mâini pe mâini vin vechi înapoi. Ați înțeles? De dar n-ați închidă nimeni. Atâta timp cât la putere să și 80% care au fost întotdeauna, în țara asta nu se schimbe nimic. Băieți, până voi nu o să vă învățați să faceți schimbări radicale, nu se va schimba nimic în viața voastră. Atâta timp cât noi să facem schimbări cu jumătate de măsură și o să alegem tot în viața asta după principiul parcă alegem artiști pop. Da, noi alegem artiști pop.
cât de frumos vorbești, ca cât de frumos vorbești, cibotari care vine cu Porsche de 100 ceva de mii de euro vine la Parlament. Cât de educați se ia. Și costume frumoase au ei și craveți frumoase de sute de euro. Ia că și-i place moldovanul. Să-l conducă. Să-l conducă stăpânul. Și stăpânul să arăte ghinii. Înțelegi? El vrea stăpân. Moldovanul vrea stăpân. De ce? El nu vrea să fie responsabil. El vrea să aibă scuză în fața copiilor, deși trăiește prost. El caută întotdeauna pșine scritici. Să spună că e vinovat Dodon, că e vinovat Așala, că e vinovat Așalalt, că e vinovat vecinul, că e vinovat primarul, dar el nu e vinovat. Dar cel mai interesant, frate, că ești vinovat în primul rând tu, că tu l-ai ales și pe Dodon, și pe Șor, și pe Filat, și pe Plahatniuc, și pe Voronin, și pe Lucinski, și pe Teț. Ține minte cuvintele mele, atmasca asta care o ai tu în fața copiilor tăi. Este atmască că ți-e rușine să le spui adevărul, că ești concină și nu-ți lucrează mozgul și nu știi să faci o alegere. Dar bratvaua să folosești de tine și te încalță ca pe o nepăneatnă șine. Dar te omești pe urmă gordă-i, cu țolinși, cu mașini luate în credit, cu colțuri neagri și în pantaloni negri. Cu tot garderobul pe tine, da, ești crotoi, cu pivasul în mână, cu țigara în altă mână. Și te jălui de viață. Înțelegi? În loc să fugești mozgul și spui, băi, dă-l mama dragoie și caută asta în listă. Gata, eu nu votez cu ăsta. Păi, dar tu ai fost la putere 30 de ani zile. Cum să futești cu tine? Păi, cum tu ne-ai făcut casă data trecută, ne-ai ucicat păreță? Cum dracu' să votez acum? Cum eu spun pe tine iar mergi să-mi faci casă? Cum? Că așa trebuie să fie, băieți. Ce faceți voi? Ei, dar pe eu dat trecut, când ți-am făcut părete, eram alea că bat. Dar și garanția mea că data s-o până și bat când ți-am faci părete. Eu și garanția. De ce eu trebuie să-ți dau ție a doua șansă, a treia șansă? De ce trebuie să te joci cu viitorul meu, cu viitorul copiilor mei? De ce? Că ești susținut de niște complexați care vor să fie, să devină staruri de Facebook, și fac life-uri și îi agită pe toți. De atâta. Și te spun botul. Că e la modă. Nu, fraților, așa nu funcționează. Așa viața nu funcționează. Tu ia decizia singur. Dar pe urmă nu te jălui de viață. Ia decizia singur cu cine să votez. Nu eu trebuie să spun cu cine să votez. Ia decizia singur. Și pe urmă n-ai să-mi vinuiești pe nimeni. Așa e foarte ușor. Să iei decizia că cineva ți-a spus. Să nu pierdem un vot. Să nu știi și. Păi, fraților, există Constituție. În Constituție cuvântul nu pierdem un vot nu există. În Constituție există dreptul la vot. Așa scrie în Constituție. Asta e dreptul democratic. Viitorul nostru depinde de cei și alegi noi. Lăsați-mă pe mine să iau decizia. Voi luați decizia cu cine să votați. Dar nu votați cu cei care au fost. Asta eu vă spun sigur. Credeți-mă, băieți. Eu îți dau un exemplu. Eu am organizat multe afaceri în viața asta. Au fost momente când eu am luat o afacere care nu funcționa. Știți care e principiul de bază dacă vrei o afacere să înceapă să funcționeze? Schimbă toate cadrele. Și încearcă să le educi așa, pe cadrele noi, cum vezi tu dezvoltarea. Cum vezi tu o afacere în capul tău. Altfel, dacă tu lași măcar pe cineva din cadrele vechi, microbul și infecția să transmit și la oamenii noi. De ce la noi se întâmplă ceea ce se întâmplă în Parlamentul Moldovei? Fiindcă întotdeauna între oameni care deja sunt infectați de sistemul ăsta care a fost până acum în Moldova. Și ei nu permit, chiar dacă apar oameni noi, care au alte deprinderi, fiindcă noi suntem rezultatul deprinderilor în viață,
Un om care a fost deprins, cerdească, să trăiască spinarea poporului, el niciodată, niciodată nu se schimbă gândirea. La dânsul ăsta e în sânge. De atâta, toate chestiile se fac radical. Se schimbă clasa. Și când moldovanul o să înțeleagă, ai fost la putere, nu mă interesează, deși nu s-o primite, mai mult, nu votez pentru tine. Nu votează nici partid ai fost. Aruncă-l nahir. Dacă partidul care, chiar dacă e nou, dar vine cu oameni vechi întrâns, care au fost deja miniștri și așa mai departe, nahir să pleacă. Puneți oameni noi. Faceți repostul vreți. Așa că, asta e principiul de, de a construi o afacere. Mai departe, ce înseamnă lider? Ce înseamnă lider? Noi nu avem lideri în politică moldovenească. Nu avem lideri. Lider, asta înseamnă om care are o viziune. Asta nu înseamnă pahan. Lider, asta nu înseamnă pahan. În Moldova, cu părere de rău, au fost numai pahani. Pahani. Voronin e pahan. Plahotniuc e pahan. Dodon casește. El casește. El casește, el nu doar de să devină pahan. Lucinski a fost pahan. Filat a fost pahan. Așa nu sunt lideri adevărați. Lideri adevărați, ei niciodată, mai ales lideri adevărați, conducători de țară, ei niciodată nu se gândesc la dânsi și la familia lor. Ei, în primul rând, își îndeplinesc datoria lor de conducători de țară. Ce vezi voi acum în Moldova? Numai pahani care vor stindă la conducere, să vă mulgă pe voi. Să fie clar asta. Și ce înseamnă echipă? Liderul creează echipă. Băieți, un lider adevărat nu creează echipă din contrabandiști, din oameni care au dosare penale, oameni care n-au, nu știu să facă nimic, n-au rezultate în viață. Un lider adevărat creează echipă din specialiști, din oameni care sunt mai buni ca dânsul. Atunci tu ești un lider adevărat. Atâta timp cât tu te înconjori din niște râsuri, din niște incompetenți, din niște oameni care n-au rezultate, care n-au făcut nimic în viața asta, nici tu nu ești lider și nici tu n-ai, nici echipă n-ai. Să fie clar asta. Înțelegeți? De atât moldovanul așa și trăiești. El nu e în stare să pui chișorul în prag și să pui stăia ruchii pe șvam, așa nu mai mergi. Noi suntem băieți un popor mioritic care tare crește, că tare crede în povești, în minciuni. Și pune botul la toate cătletele. Noi suntem un popor amețit. Un popor care la noi viața constă din două bucăți. Prima, asta ce aici se întâmplă în casa ta, care tu cât de cât încerci să controlezi, faci curat, fii frumos, moldovanul e gospodar. Și a doua parte care e după poartă. Și dacă șede gunoiul după poartă, el nu știu cum la tine se primește cam opșii. E că de tot se primește și politică așa. Că ții cam ții tot una. Ei, dar oricum n-a schimbit nică. Ei, dai și măcar îmi dă 200 de lei, mă duc să votez cu ăsta. Sau îmi dă un kil de greșcă, mă duc să votez cu ăsta. Nu merge, fraților. Nu merge. Așa nu merge. Da, băieți, noi vrem să fim mințiți, noi vrem promisiuni și cel mai strașnic, băieți, că noi vrem stăpâni. Noi vrem cineva să ne hotărască soarta, cineva să ne găsească de lucru, cineva să ne dă o bucată de pâine, cineva să ne organizeze, cineva să ne trezească dimineața tare, să ne dă căciorul în curc, să ne ducem la lucru. Deci nu ne trebuie disciplină, nu ne trebuie organizare, nu ne trebuie viziune. Deci, băi, de-ar veni cineva în țara asta, ori americani, ori ruși, măcar cineva să vie, stăpân, noi așa am fost învățat 70 de ani, că cineva e stăpân. Tu te duci așa, știi, portar, așa, ispălnitelnic celălalt. Tu nu vrei să iei viața în mâini de coarne și să faci ceva. E asta, e asta, iar e a noastră. De atât așa legem robie. E mai simplu. N-ai responsabilitate. A fi rob, asta înseamnă a lucra pentru o bucată de pâine. Da, asta înseamnă robie. Adică să ai asigurat în fiecare zi o bucățică de pâine. Nu să nu te dorgăiască nimeni, să nu prea să ai drepturi, nici tu nu prea tare să nu te dorgăiești pe alții, că politicienii cam asta fac în Moldova, nici ei pe tine tare nu te dorgăiesc, dar nici tu tare pe tine să nu te dorgăiești. Ei pe tine știi când te dorgăiesc, când tu duci ca prostul la beție, când ți-o ajuns bani, și iei credite de la microfinanțare și pe urmă ți iei o casă. E că atunci tu încerci să te dorgăiești, să mergi pe drumuri, să strigi, când țara asta nu funcționează, legeri, să aduci aminte că Filatul a creat
aștia cu jucătorii, judecătorești, care e un bisprindel total la Moldova, atunci tu ți-a duce aminte că există stat. Și nu știu de ce pe tine cineva trebuie să te apă. Și atunci, nu în crainim случае, tu suni pe Maria Olari. Iar că atunci tu asta faci. Câteți care au probleme în Moldova, cu procuratura, nu sună pe președință de partid care sigur acum o să ajungă în Parlament. Doamne ferește! Te o sună pe Maria Olari. Să vii Maria Olari și să rezolvi probleme. Să înveți cum scrie cere, să le spună că au fost încălcare drepturile lor. Că orice Maria Olari care nu are niciun fel de образование în domeniul juridic, nu știu de ce o devenit acum unicul om în Moldova care sună oamenii simpli de la țară, știi că Maria nu e ruble, ca să rezolvi problemele. E că unde a ajuns Moldova? Toate problemele legate de procuratură în Moldova le rezolvă un singur om, Maria Olari. Eu n-am auzit vreun deputat din Parlamentul Moldovei să rezolve măcar o problemă la vreun om. N-am auzit, fraților. Nu vă supărați, dar n-am auzit. Ei râmblă numai cu promisiuni. Noi, la noi, nu funcționează legile. Păi, fraților, la voi nu, legile nu funcționează. Dacă numai așa, voi ați făcut schimbări foarte majore. La voi nu există, pur și simplu, procuratură, fraților. La voi totul e mult mai simplu. Și ei nici nu o să existe. Fii voi sunteți neamuri și cu metri acolo. Aici 80% care vreți să ajungeți în Parlament. Sunteți neamuri cu procurori. Și voi nu o să-i fugăriți, băieți. Nu o să-i fugăriți. Asta e adevărul. Și nu spuneți voi nici povești, nu schimbați voi nimic, fraților, țineți minte cuvintele mele, am să ies peste o lună, eu o să ies în fiecare săptămână live. Și credeți-vă că deja peste o lună eu o să încep în fiecare să-mi întreb, nu, unde sunt păsăcile? Unde e Mossad-ul? Unde e așa-l-alt? Unde e așa-l care au promis punctul numărul 10, punctul numărul 2, lupta cu corupția? Ia ca și o să fie, fraților. Băi, nu o să-i pasădească cu metru pe cu metru, ca să fie clar. Mergem mai departe. Da, aici chiar am scris o frază foarte interesantă. Cum vreți să schimbi țara când aduceți la conducere oameni care n-au sădit o floare? Nu au creat un sistem, un business. Cum? Cum, fraților, voi vreți, într-adevăr, oameni care au făcut fel de fel de cursuri în toată lumea, în Păoșniș, business-uri făcute pentru ca să iei взятки, deci toate business-urile care le-au deschis ei în Moldova, și eu ieri am vorbit în live, asta s-a făcut ca să poată iei взятки de la businessmani care lucrează capul, că mult cash nu e nimic, nimeni nu-i prost, știi, cu bani și n-ai ce faci în America și în Europa. De business, de acum asta deputații hâte. Ei, eu sub formă de взятки în business, fac fel de fel de business-uri de consultanță și toată взятка eu oficial, încă și plătesc impozit din trânsă. Păi cum vreți voi oameni să vă schimbi vouă țara dacă ești tu să iei numai mită? Înțelegi? Băieți, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Un profesor care la facultate, și vă explic acum diferența între Statele Unite și Moldova. La noi în Moldova sau în România, majoritatea profesorilor care vă predau vouă business-ul acolo, finanțele și toate alte chestiile astea pe la facultăți, ei niciodată în viața asta nu au făcut. Ei vă predau vouă o parte teoretică. Dacă oamenii ăștia într-adevăr știu cum funcționează business-ul și cum funcționează finanțele, ei nu stăteau la facultate, băieți. Ei zici că de o afaceri și erau milionari. Așa se întâmplă și în Moldova. Voi acum vreți să aduceți la conducere oameni care idei n-au cum funcționează economia. Idei n-au. Cum voi vreți ca ei să vă creeze vouă locuri de muncă dacă ei în viața lor nu au creat un loc de muncă? Cum voi vreți cu oamenii ăștia să facă ceva pentru voi? Voi puneți-vă întrebarea asta. El idei n-are, el nu știe pe ce lume trăiește. El tot ce știe asta e teorie. El a învățat-o, citit o carte acolo, a fost la cursuri la NATO sau la Ruș, la Leningrad, s-a dus Vania, la cursuri, nu știu ce acolo, de primar și așa mai departe. Cum vreți voi, Vania, Vaniușa, să facă ordine în Chișinău? Când el toată viața a urlat și a umblat cu megafon. Și el când a ajuns la putere, primar, scopul lui a fost să îmbogățească. Noroc că la dânsul stă maică-sa lângă dânsul, care îi deșteaptă și mai pune frână și îl învață cum să iei взятки ca să nu mirească la pușcărie, la bani atât și tagana. Asta e principiul ăla care v-am spus eu cu businessurile. El nu-i prost. Că de ăștia sunt mulți în Moldova care eu v-a открыто și eu să nimerească la pușcărie cândva, numai omul. Nu vă faceți iluzii, nu de data asta. Că nu vin la putere și ei care se bagi la pușcărie. De ta Vaniușa așa de nagli și-o băgat chiorul în teț, știind că se schimbă vlastiu, știind că Voronin cu Șorn nu se poate să facă majoritate,
Ei au pierdut deja alegerile, băieți. Dar el știe foarte bine că ăștia care vin cu Dodon și Șor, ca concurenți, n-au să-l închidă. Câteță-s la carmușcă. Fiindcă mulți din partidele ăștia lucrează consilieri în primărie care au dole de la Șeni și Evaniușă. Voi nu vă dați întrebarea, deși ei să așteptăți de spacoine și nimeni nu se întorgăiește. Tot e tare simplu, băieți, tăți la carmușcă. Lucrurile care vă le spun eu nu să vă le spun nimeni, băieți. Ei stem să vorbească așa lucruri. De tăți în dole. Absolut toți în dole. 80% care o să fie în viitorul parlament sunt în dole unul cu altul. Țineți minte cuvintele mele. Eu nu pot să vă povestesc acum multe. Pe data de 12 o să aibă loc un concurs. Și eu am să vă povestesc cum concursul și ala a fost zăvălit de pățani de dreapta și de pățani de stânga împreună. Cum e tăți în dole. Eu vă povestesc pe doi. Și chiar vreau să văd și o să fie la concursul și ala. Că noi știm toată informația. Eu chiar vreau să văd cât ești din naglă. Înțelegeți? Așa că... băieți, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Aveți o săptămână de zile la dispoziție. Să включiți mozgul. N-ascultați voi toți artiștii ăștia care au terminat 4 clase, care nu fac nicio brânză, nu mă așez pe Facebook și pun postări și comentarii în levăie. Da? Включiți mozgul și faci tot posibilul ca în viitorul parlament sunt cât mai multe partide. Da, băieți? Asta e unica ieșire. Că dacă se întâmplă că iar puterea ajunge mâinile numai la un singur partid, fraților, ați dat-o în bară. Și concret. Dar eu am să fac tot posibilul ca să vă pun vouă sare pe rană după data de 11. Băieți, eu n-am nici o coadă în Moldova. Eu nu depind. Eu după 12 mi-am strâns gentuța. Și ca găvăriță, dar rogu znaiaș. Dar primii care o să ne mirească pe drăzdaciu sunt ăștia care sunt Moldova. Și majoritatea care sunt afară și lucrează pentru 1000 de euro. Ăștia sunt și mai borzi acum pe Facebook. Înțelegeți? Da. Așa că, fraților, eu pur și simplu am spus că în fiecare zi am să ies în live. Dacă după data de 11, când am să văd rezultatele, eu am să fac numai decât live pe data de 12, eu am să vă spun, fraților, vă felicit. Acum nu vă jăluiți de viață. Și o să fie fix așa și v-am spus eu, cuvânt în cuvânt. Nimeni nu o să fie închis, nici o schimbare nu o să fie, ba chiar mai mult. Primul lucru, vă felicit, o să fie creșterea impozitelor. Au să vă trăsnească, deau să vă rupă. Teți agricultorii, puși la respect. O să începeți să plătesc în canistă și voi impozitele pentru mierele care le vindeți, că voi tăți sunteți la negru acum. Teți businessmani ăștia din Chișinău, tăți restaurantele astea, pe polnei programe. Băieți, țara e săracă. Are foarte, foarte mari probleme. Și pe voi o să vă mulg în primul rând. N-au să dea salariile în jos, nici de la șefii de agenții, nici de la șefii de direcții. Doamne ferește, n-au să înceapă să plătească impozite din businessul lor. Tot, miniștri, deputați, toată șușăra asta, cum o mulți Moldova, o să o mulg în continuare, prin tendri, tot familiile cele care au controlat toți tendrurile din Moldova, au să le controleze în continuare. Tot familiile cele care au luat toate granturile europene, au să iei granturile în continuare. E ca asta o să fie după data de 11, dar nu o să fliciți mozgul. Nimeni voastră nu o să vă spună. Nu este popular. Amu este foarte popular. Să strigi, trăiască împăratul. Dar eu am să vă spun adevărul în față. Nu contează că voi acum n-aveți ochi să mă vedeți pe mine pentru cuvintele care le spun eu. Dar după 11 o să mă respectați. Cum mă respect foarte mulți oameni care înainte nu aveau ochi să mă vadă. După ce am înțeles că Igor e nimărui. N-are cu nimeni nica. Dacă ați observat, eu niciodată n-am spus nici ieri, nici azi să votați pentru mine, fiindcă eu v-am spus. N-am să fac companie electorală. Aveți nevoie de oameni ca mine. O să votați. Nu aveți nevoie. Care-i sensul să mai fac eu companie electorală? Pentru și votați pe cei pe care aveți nevoie. Și așa, fraților. Așa că
băieți și fete mari, eu am să încerc să fac filmulețe nu mai mult de o oră. Ați observat, n-am spus nici denumirea ori, nici la un partid și așa o să fie până vineri. Dar voi, pur și simplu gândiți-vă, fiindcă băieți, voi aveți copii, aveți nepoți. Toți ăștia care vă povestesc vă bancuri, vă dăm și tot e bine. Dacă vreți să fie și la voi bine, spuneți măcar o dată la 4 ani mozgul. Măcar o dată la 4 ani. Cruciți mozgul. Fiindcă nimeni nu o să vă schimbe viața voastră, numai voi. Restul tot să-s promisiuni goale, fără nicio garanție. Da, jertfă. Bine, fraților, o seară bună, vă mulțumesc că ați fost cu mine și ne vedem în seară.